Salutare dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Hai să vă mai arăt și puii, că totuși nu vi-am mai arătat de mult. Am aprins puțin becul ca să-l vedeți, dar o să sting, pentru că este destul de cald afară, cu toate că bate vântul, dar ei stau la dos. După cum vedeți, au rumeguș, mâncarea o dau pe jos, dar n-au nimic. Au aproape o săptămână de când i-am mutat. Sunt ok toți, deci din 25 de pui care i-am scos la incubator, 24 au ajuns la până acum. Unul a murit din cauza că a ieșit cu probleme din ou, un pui de australorp. Așa că am rămas cu 24. Eu zic că este super, deci cam asta este prima serie de pui în care eu nu neapărat că o scot ok. Îmi trăiesc aproape toți. Anul trecut am avut probleme foarte mari și anul ăsta văd că sunt ok toți. Tot cum vedeți, majoritatea sunt australorp negru. Sunt frumoși. Aș vrea să îmi scrieți în comentarii ce părere aveți despre ei, cum au evoluat ei, ce evoluție au, adică părerea voastră mă interesează. Cam asta o să fie unde o să țin puii când sunt la o lună, două, o lună și ceva, o să-i țin aici. Acuși trebuie să iasă următoare serie. Luna asta este plină cu surprize. O să vedeți ce n-ați văzut niciodată la mine pe canal. O să vedeți în curând ce se va întâmpla. Și dragi prieteni, cam acesta a fost vlogul. Dacă vă plac vlogurile mele, chiar v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere și vă mulțumesc pentru tot!